Au trecut mai bine de 5 săptămâni de la izbucnirea războiului în Ucraina, însă armata lui Volodymyr Zelensky a dat dovadă de tenacitate, chiar dacă țara este distrusă în mare parte. Atacurile din partea armatei ruse nu se opresc nicicum. Regiunea Odessa a fost lovită de 3 rachete Iskander, iar mai multe persoane au fost rănite. Între timp, în Zaporojie, au ajuns azi noapte mai multe autobuze cu refugiați din alte regiuni lovite de bombardamente. Trei rachete Iskander lansate din peninsula Crimea, anexată Rusiei, au lovit regiunea Odessa. Maxim Marchenko, șeful administrației militare a regiunii, a declarat că există mai multe victime în urma acestui atac. În același timp, lupte grele s-au dat la periferia Kievului. Aeroportul Antonov a fost atacat, iar mai multe avioane au fost distruse. Din imagini se poate vedea cum autobuze cu pasageri au ajuns azi noapte la Zaporojie. Sunt persoane evacuate din Berdiansk și Melitopol. În regiunea Cernihiv, soldații ucraineni au confiscat mai multe vehicule rusești. Tot aici armata a eliberat satul Șestoviți, ocupat de forțele ruse.